Activ, tare și vesel și el e om de omenie. Cum îl cheamă? Domnul Nicolae, două cuvinte de felicitare pentru surioara dumneavoastră. Am văzut că o iubiți. Tare vă bucurați pentru ea și îi faceți chef, veselie și de chiuit nu v-ați rușunat. Două cuvinte pentru surioara și eu am să vă rog, am să încep a cânta și să o invitați la o dansă aici în mijloc, să o dansați ca frate. Bine? Nu, 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 nu. Țineți microfonul, țineți așa, așa. Surioara. Noi din partea noastră, din partea familiei noastre, din partea care toți am rămas, dorim sănătate cu Carlo, cât mai multe, că asta trebuie să fie la fiecare. Poate, da. Și să ai bucurie, de unde nu te întoarce, și dintr-o stânga, și din dreapta, și din spate, și din față. Foarte multă bucurie să ai de la copilaș, de la nepoței, de-am cu asta să grămădesc, să o mai ridicat familia noastră. Dar cel mai mult, încă o dată, eu dori sănătate. Sănătate și mulți ani înainte, fără primejdie. Tot numai bine. Fiți sănătoși, dumneavoastră toți, și numai bine. Frumos, fratele Nicolae. Așa e, că totul trebuie și primar, eu nu știu. S-o ai fost. El e mahala lor primar. Așa e că un deputat vorbește. Bravo, aplauz pentru domnul Nicolae. Vede că așa se ține el, nu-i bravo. Să încet concurența, am înțeles. O invitație frumoasă din partea fratelui. Aici, în mijloc, să vă s-o dansați și scura dumneavoastră. Nu știu, când ați dansat ultima oară în doi? Tare de mult. Haideți să-i susținem cu aplauze să danseze fratele și sora aici. Oh,
afară. Și acum, dragii mei, dacă aveți mânuțele libere, eu vreau așa să facem un pic de chef, dar pun chef pe loc așa, ne luăm de mânuți toată lumea așa, dumneavoastră acolo, dumneavoastră aici, știți cum chef se face, vreau una populară să vă mai cânt așa frumoasă. Dar dumneavoastră, doamna Irina, așa, toți împreună, cum nimeni? Vreau să vă fac o piesă așa frumoasă, Ista e moldovană, așa se numește, și să vă dedic cu drag, după asta facem fotografii și vă las cu bine să stați la masa de sărbătoare. Și să aveți astăzi o zi frumoasă, doamna Irina. Să vă vină mult plăcut. Deci da, asta și-a fost ideea, să vă facem dispoziție, o zi frumoasă. Să începem ziua frumos, așa e? Să dați un start frumos. Un start. Da. Ia să vedem, mulțumesc mult. Acum eu, ia stați o leac, stă că am prins că vorbește ghine. Cum vă numesc dumneavoastră? Ius Cuscu Serafin. Cuscru! Aplauze pentru Cuscru! No, eu pierd microfonul Cuscru, uite că am înțeles că poate să vorbească frumos. Ia să vedem. Of, ce să spun? Cuscru, eu ați felicit din partea lui cea mai important din familia noastră, Hectorul. Arturel, mult sănătate, Cuscru. Salut! Eu tot cu osul am crescut, așa că... Un băiețel super, deștept, muștitor, sigur, catață. Am atare curs ca să mai doresc o dată. Mult, mult sănătate. Să ai bucurii de la copii, la nepoței. Să fii tot timpul, toată viața cât ai trăit, să fii așa veselă, cum ai fost azi și cum ai să fii mai departe. Da, și să ai îngrijorul tale, să fii înconjurat tot timpul de oameni buni, care să te estimeze, reciproc și astea. Și mai departe, o petrecere frumoasă și tot ce e bun. Hai la casă! Bravo, Cuscru! Ei, dacă e Cuscru, apoi Cuscru! O melodie din partea Cuscrului, așa, pentru magiata noastră și toată lumea care sunteți tare bravo, tare frumos și cald, așa, vesel și primitor. Și haideți așa de mânuță să facem chef. Așa, vă luați, așa, moldovinește, așa, frumos. Noi pe la minun, inimii mai curate, ca pâinea din vară la răsopul. Noi pe la minun, inimii mai curate, ca pâinea din vară la răsopul. Ăsta-i moldovean și străinii spun, veselă-i tot anul și tu suflet bun. De iurița o soare, muncești cu spor și la sărbătoare.
chiuire.